Hristos a înviat și bună ziua la toată lumea. Ne întâlnim pentru aceea de 51 oră la analize economice, un proiect comun în Dezviitor și Privesc Eu. Ne puteți urmări pe pagina oficială Privesc Eu sau Dezviitor sau pe pagina mea ioniță.md, unde la rubrica analize economice puteți vedea toate celelalte 50 de ediții. Astăzi aș vrea să continuăm subiectul care l-am vorbit data trecută, impactul războiului asupra sistemului financiar al Republicii Moldova. Vreau să spun în aceea, a fost greu, dar a fost gestionabil. Deci noi am avut un impact asupra pieței valutare. Cetățenii noștri în panică s-au dus și au cumpărat circa 400 milioane de dolari. Aici să mai adaug încă peste 500 de milioane de dolari impactul negativ al prețului scumpirii la gazului. Deci presiunea pe piața valutară în Republica Moldova se apropie de 1 miliard de dolari. Presiune fără precedent în istoria noastră, dar deoarece suntem într-o criză a războiului, suntem într-o criză a energetică, avem un suport de parteneri externi, după cum am vorbit și trecută, și din acest motiv noi trecem și vom trece destul de ușor de această criză pe piața valutară. Al doilea element care a influențat piața financiară în Republica Moldova, războiul din Ucraina, a avut și o lovitură asupra depozitelor în sistemul nostru bancar. Dacă ne uităm atent în grafic, vom observa un sigur lucru. Prima dată în istoria noastră avem o cădere puternică a depozitelor din sistemul bancar. Deci în primele 3 luni ale anului, deci avem pentru luna martie și totul s-a întâmplat de fapt în perioada când a fost conflictul acesta, războiul din Ucraina, depozitele din sistemul nostru bancar au scăzut cu 6,2 miliarde de lei. Nu este mult, deci vreau să spun, nu trebuie să fie nici o panică, dar totuși a fost un lucru care băncile trebuie să-l gestioneze. Când spun că au scăzut cu 6,2 miliarde de lei, vreau aici să țineți minte că noi avem un surplus de bani, de lichidități în sistemul bancar de peste 33-34 de miliarde de lei. Altfel spus, volumul de bani care îl avem noi în bănci este mult mai mare de creditele care le iau agenții economici și băncile pur și simplu n-au ce face cu bani. În acest motiv, 6,2 miliarde de lei este 20% din surplusul de lichidități. Noi, spre deosebire de alte țări care se confruntă cu lipsă de bani la noi, este surplus de lichidități în sistem bancar, dar oricum am considerat util să mă întorc la acest aspect. Băncile au trebuit să gestioneze această criză. Vreau aici să vă reamintesc că după jaful bancar din 2014, la noi în sistemul bancar, depozitele au scăzut cu 1,5 miliarde de lei. Aici trebuie să fac o mică rectificare. Eu nu am luat în considerație în anul 2014 depozitele din bănci, acele depozite efective care au luat la Banca de Economie Universal Bank și Banca Socială, care de fapt erau niște depozite efective. Eu am luat doar depozitele reale care erau în sistemul nostru bancar. La finele anului 2014 erau de 51,7 milioane de lei și chiar după ce a fost jaful bancar, populația nu și-a pierdut încrederea în sistemul nostru bancar, depozitele au scăzut puțin până la 50,2, după aceea s-au stabilit. Dacă ne uităm atent, depozitele acestea de 6,2 miliarde de lei care au scăzut, cel mai mult a scăzut din contul persoanelor fizice. 4,6 miliarde de lei au retras persoanele fizice și 1,6 miliarde de lei au retras persoanele juridice. 75% din toate depozitele retrase au fost din contul persoanelor fizice. De fapt, ce s-a întâmplat, și acum și aveți vedea în detalii ce s-a întâmplat, exact în moment când s-a început războiul, populația noastră au făcut două lucruri. Unii au fugit la piața valutară să cumpere valute, alții au fugit la bancă să-și retragă depozitele. Trebuie să spunem că populația nu a retras mult. Din cele 56 de miliarde de lei, i-au retras mai puțin de 10% sau 7% din depozitele au retras, ceea ce, să zicem așa, este explicabil, este clar. Acum, cred că în luna aprilie-mai, noi foarte leger vom vedea următorul proces, după cum oamenii care au cumpărat valuta acum vor începe să o aducă înapoi la piața valutară. Exact așa și oamenii care și-au retras depozitele, au pierdut dobânda, acum se înceapă a aduce înapoi depozitele, pierzând zeci de milioane de lei sub formă de dobândă. Dacă ne uităm după tipul valutei, vom observa că practic toate depozitele care au fost retrase, au fost depozitele retrase în lei. De fapt, este și clar, deci omul într-o îngrijorare, lucrul acesta face. Ne uităm atent, din 6,2 miliarde de lei retrageri, 5,1 sunt retragerea depozitelor în lei și doar 1,1 de retragerea depozitelor în valută. De fapt, asta s-a întâmplat, oamenii în panică s-au dus și au retras depozitele în lei de la bănci. Mai interesant este alt grafic. Noi am mai vorbit la această temă, cred că vreodată vom dezvolta. La noi, cetățenii noștri, la începutul anului trecut, la sfârșitul anului trecut, din cele 90 de miliarde de lei care țineau
în depozite, depozite la termen cu dobândă de plină erau doar 36 de miliarde de lei. 36 jumătate. 53 de miliarde de lei eu le numesc depozite moarte. Ce înseamnă lucrul acestea? Este sau sunt depozite la vedere fără dobândă sau depozite la vedere cu dobândă. Deci, practic, oamenii, două treimi și agenții economici, două treimi din bănci, din banii care țin în bănci, îi țin fără dobândă. Stau fil pe cont curent sau stau pe cont la vedere cu dobândă foarte micuță, care de regulă de vreo 5-6 ori mai micuță. Noi pierdem anual circa 1 miliard de lei doar pe dobânda pe care nu o obținem din cauza că nu ne gestionăm banii noștri. Este o temă separată care voi vrea să o discutăm altă dată. Dacă vă uitați atent, când s-a început criza, cei care și-au retras banii au fost oameni responsabili, deci oamenii care țin banii la termen. Deci oamenii au retras banii care țineau la dobândă. Banii care stau fără dobândă sau fără lucru în bancă, eu numesc banii morți sau depozitele moarte, practic au fost, toți s-au redus, dar nu semnificativ. Cea mai mare parte a banilor care au fost retrași sunt banii la dobândă, 3,2 miliarde de lei. Aceștia 3,2 miliarde de lei, independență de termenul care au fost depus, noi vorbim de 10 de milioane de lei pierderi, care oamenii nu au primit dobânda pentru banii care au retras înainte de termen. Dar asta este costul care îl plătește oamenii. Noi am plătit 10 de milioane de lei pentru marjă comercială la schimbul valutar și am mai pierdut câteva 10 de milioane de lei sub formă de dobândă ratată din cauza că ne-am retras depozitele. Aș vrea să ne uităm la dobânda care este în sistemul bancar, ea este de două tipuri. Sunt depozite care sunt absolut fără dobândă. La ziua de astăzi, în sistemul nostru bancar am avut 38,4 miliarde de lei depozite fără dobândă, acum avem 37 de miliarde. Deci, practic, din 632 miliarde de lei, doar 1 miliard de lei au fost retrași banii care stăteau la depozit fără dobândă. Restul au fost retrași banii numai care stăteau la depozit cu dobândă. De fapt, oamenii care sunt cel mai responsabili, care își gestionează foarte atent banul, care își duce și pune banii la bancă, la depozit, ei s-au speriat primii și ei și-au fost cei care au fugit și au început să scoată banii. Dacă ne uităm la persoanele fizice, că aici se includ și persoanele fizice și persoanele juridice, dacă ne uităm la persoanele fizice, reamintesc că din cele 6,2 miliarde de lei care au fost retrase din sistemul bancar, 4,6 sau 75% din toate depozitele retrase din sistemul bancar au fost retrase de persoanele fizice. Persoanele fizice în bănci au trei tipuri de depozite. Prima este depozit fără dobândă. Și uitați-vă atent, erau 13,3 miliarde și acum sunt 13,4 miliarde. De fapt, depozitele fără dobândă chiar au crescut în această perioadă. Sunt depozite la vedere cu dobândă redusă, care cam de 5 ori mai mică, vedeți, am scris. Ele s-au redus semnificativ de la 10,3 la 8 miliarde de lei. Și ultima sunt depozite la termen cu dobândă, care au registrat cea mai mare scădere. De fapt, oamenii responsabili au fost cei mai speriați, ăștia sunt oamenii care gestionează atent banii și el cel mai tare s-au speriat de această criză de război din Ucraina și au mers să scoată banii. Concluzia fiind în felul următor. Deci noi avem, în principiu, sistemul nostru bancar are surplus de lichidități. Careva pericole, ca să nu-ți poată întoarce banii, nu sunt. Băncile, într-adevăr, s-au pomenit într-o situație destul de complicată, că trebuia, în regim de urgență, să identifice 6,2 miliarde de lei, să întoarcă oamenilor banii. Fiecare om care s-a adresat la bancă a văzut că a primit necondiționat și imediat banii. Cea mai mare parte din bani care au fost retrași din sistemul bancar au fost făcute de către persoanele fizice, unu, și cea mai mare parte a banilor pe care persoanele fizice au retras pe cei care aveau la termen cu dobândă. De fapt, noi avem oameni care, să zicem așa, au un management financiar foarte slab sau oameni care nu-și bat capul de banii lor, banii șed la bancă fără dobândă sau banii șed la vedere cu dobândă redusă, deci oameni care pur și simplu nu se îngrijorează ce se întâmplă cu banii lor și cum nu se îngrijorează, nu atrag atenția necesară banilor lor și oamenii aceștia, de fapt, nici nu și-au retras banii din bancă. Iar oamenii care sunt foarte responsabili, care se uită atent care este dobânda și ce se întâmplă cu banii lui, aceștia au fost primii care s-au panicat, ei au fugit la bancă, au retras banii și respectiv conform contractului nu și-au putut ridica dobânzele și au pierdut sume impunătoare de bani, dar ei au considerat că ăsta este prețul care îl plătesc pentru nervii lor și pentru liniștea lor. Deci cred că într-o ediție specială voi face o analiză care a fost costul
nostru financiar, pentru panica pe care noi am creat-o pe piața valutară și pentru panica care am creat-o pe piața depozitelor bancare. Și în final aș vrea să mă opresc la un subiect care nu s-a discutat la noi practic niciodată și cred că această criză și în special în prezent inflația fără precedent din Republica Moldova și dobânzile relativ mici la depozite, că la noi costul de a ți retrage depozite este destul de micuț. Dobânda pe care o primește omul este relativ micuță și atunci el pentru liniștea de a avea bani în buzunar acasă și pentru dobânda care obține, el preferă să piardă o mică dobândă și dar să vadă bani acasă. Se apare o problemă care la noi în Moldova sper că va fi rezolvată în cel mai scurt timp. Cetățenii noștri nu au unde investi bani. De 55 de miliarde de lei, aproape 56 de miliarde de lei, imaginați-vă că aceia sunt banii cetățenilor noștri, dintre care mai mult de jumătate stau în bănci fără dobândă. Deci oamenii noștri pur și simplu nu au unde ține bani. Și oamenii noștri sunt impuși să ducă doar în bănci. În afară de depozite bancare, în Republica Moldova nu avem nimic. La noi piața de capital nu lucrează, acțiuni, obligațiuni, nimeni nu procură. Mai mult ca atât, unicul instrument financiar care este în țara noastră, hârtiile de valoare de stat, practic ele nu există mecanism prin care cetățenii noștri le procure. Da, există o posibilitate prin băncile licențiate să mergeți să procurați aceste hârtii de valoare de stat, dar dacă vă vorbim la modul serios, acest lucru nu se întâmplă. Și atunci ce avem noi de a face? Ce avem noi? Cetățenii noștri îți duc depun banii la bancă, de regulă fără dobândă, ați văzut în graficii anteriori, iar banca pe banii cetățeanului se duce și cumpără hârtii de valoare de stat și câștigă ei banii. Când e stabilitate, lucrul acesta nu se preobservă. Dar dacă ne uităm în perioada de criză, uitați-vă foarte atent. Eu am luat în felul următor. Care este dobânda care o plătește banca pentru depozitele atrase de la cetățeni pe o perioadă de 2 ani de zile? Și care este dobânda pe care banca o obține procurând hârtie de valoare de stat? Și în felul acesta cât pierdem noi dobândă? Anul trecut până la criză nu era mare problemă. Băncile cumpărau de la noi, spre exemplu, în luna septembrie, cu 4,17% ei plăteau nouă și cumpărau de la stat hârtii de valoare cu 5,8%. De fapt, banca nu trebuie să facă nimic, nu trebuie să-și facă proiecte investiționale, nu trebuie să-și bată capul dacă afacerea e bună sau nu. Nu are niciun risc creditar, uite, va da un credit și nu face nimic. Banca pur și simplu ia banii noștri și asta vorbesc de banii noștri care stau cu dobândă. Nu uitați că noi avem în bănci 10 de miliarde de lei fără dobândă. Deci banca ia banii noștri cu 4,17% și procură hârtii de valoare de stat cu 5,81% și, cum am spune noi, pe loc gol obține 1,64%. Asta a fost în perioada de stabilitate. Dar uitați ce se întâmplă în perioada de criză, atunci când eu cel mai tare sunt îngrijorat de banii mei. În prezent, băncile oferă pentru depozite de 2 ani 4,16%, iar el cumpără hârtiile de valoare de stat, statul plătește lui 13,66%. Banca câștigă 9,5% sau dublu față de cât ne dă nouă. Vă dați seama, banca cumpără lei, hai să zicem, banii sunt același marfă. Banca cumpără lei de la noi cu 4,16% și vinde cu 13,66% sau de 3 ori mai scump decât îi dăm noi. Din acest motiv, eu sper foarte mult că guvernul, Banca Națională, îmi cer scuze, guvernul, în acest an, a decis acum, când s-a votat în prima lectură bugetul de stat și când urmează să votește în a doua lectură, a decis un lucru fără precedent în istoria noastră. Guvernul a decis că anul acesta nu se mai împrumută de la bănci. Dobânda a ajuns atât de mare, apropo, 13,66, asta este media, dar în luna aprilie noi am avut dobândă și de 17%. Deci băncile iau credite cu 4% și dau dobândă cu 17%. Guvernul, când a văzut că trebuie să plătească așa bani mari, a spus, gata, nu ne mă împrumutăm la bănci, vom lua numai credite externe. Întrebarea mea este, dar cine vă împiedic să vă împrumutați la populație? Din ce cauză nu creiem, cum a fost creat în România recent, hârtii de valoare de stat pentru circulația în rândul populației? În România, în general, s-au creat hârtii de valoare de stat cu valoare de 1 leu. Eu consider că pentru Republica Moldova ar fi suficient să creăm hârtii de valoare de stat cu valoare de 1000 de lei. 1000 de lei este o hârtie la un preț rezonabil, la o dobândă care, imaginați-vă, nu trebuie 13,66, atunci când cetățeanul nostru se duce la bancă și depune banii cu 4,16, iar statul i-ar da un 7%,
statul ar cumpăra bani de două ori și jumătate mai ieftin, cetățeanul nostru ar primi practic dublu față de cât are el în prezent. Deci noi avem nevoie să oferim cetățeanului nostru alternative în depunerea banilor, iar guvernul are nevoie alternative în procurarea banilor. Până în prezent, guvernul a fost, să zicem așa, victima băncilor, dacă se poate, eu să folosesc lucrul acesta, iar în acesta, guvernul spune, gata, nu mai vreau. Cine vă împiedică să dezvoltați hârtii de valoare de stat pentru cetățeni? Lucrul acesta, cred că a devenit, și criza ne arată, a devenit primordial. Sper foarte mult că în cel mai scurt timp vom avea hârtii de valoare de stat cu circulație în rândul cetățenilor, iar cetățenii noștri vor putea depune acolo banii și vor putea mai inteligent să gestioneze criza, iar hârtiile de valoare de stat, ele sunt garantate, garanția asupra lor este cu mult mai mare decât orice alt depozit și eu cred că cetățenii noștri vor avea o soluție. Și apropo, în anul 2022 trebuie să mai întâmple un fenomen, în premieră pentru noi, cred că vom avea prima dată emisii de obligațiuni de la câteva municipalități. Este Chișinău, este Ceadăr Lungă, mai sunt câteva localități, câteva orașe care vor să facă emisiuni de obligațiuni municipale. Lucru care tot va fi, sper, cu o dobândă destul de atractivă, mult mai micuță decât acum este pe sistemul nostru bancar și sper că în felul acesta noi, pe de o parte, vom asigura că guvernul, primăriile, se poate procura bani la un preț rezonabil, iar cetățenii noștri se poate accesa bani pe spate depune bani la o dobândă tot rezonabilă. Și pe final, dacă la noi ar începe a lucra sistemul de hârtii de valoare de stat și sistemul de obligațiuni municipale cu un efort a partenerilor externi, atunci ar putea să apară încă un pachet care în Moldova s-a încercat o singură dată în 2005 și a fost, să zicem așa, cu un mic succes, dar cât de mic, de atât că nimeni nu a mai repetat obligațiunile ale întreprinderilor. Întreprinderile, pentru că să nu se creditez la niște dobânzi foarte mari, pot și ei evita intermediere în cazul dat băncile și să procure direct bani de la cetățeni, emițând obligațiuni ale companiilor, lucru care s-a încercat o singură dată în Moldova, nu a premers, dar poate acum, când avem așa o diferență de preț, poate este momentul. În concluzie, ce vreau să spun eu? Exact ca criza valutară care a fost la noi, dar n-a avut un impact decât a fost o chestiune de emoții, exact așa și criza depozitelor bancare, cetățenii noștri s-au alertat, au fugit la bănci, au scos 6,2 miliarde de lei, dintre care 46 sau 75% le-au scos populația, băncile și-au îndeplinit toate obligațiunile, au întors oamenilor banii, tot ce s-a finalizat, oamenii pur și simplu au pierdut dobânzile bancare, care le vom calcula cât sunt ele, de vorbim de milioane de lei, iar acum, cel mai probabil în luna aprilie, și iarăși, după cum am spus că la sistemul valutar, am să revenim undeva peste două luni, exact așa și piața de pozitor, cred că peste două luni vom reveni și vom vedea că după cum oamenii s-au scos din banc 6 miliarde de lei, exact așa în două luni de zile îl aduce înapoi, unicul rezultat care este, pentru liniștea noastră am pierdut anumite sume de bani. Asta a fost până astăzi, vă mulțumesc până data viitoare și încă o dată Hristos l-a înviat la toată lumea.